Vă salut! Astăzi suntem în 13 iunie. Vreau să testez un nou tratament. Un tratament pe care l-am aflat de la prietenul meu, Doru Vida. Te salut, Doru! Am pus cu foiță de control în sertărelele stupilor și produsul se numește Vaporub. Am găsit două forme, balsam și unguent. Aici avem ce conține, uleiurile esențiale. O să-l aplic pe aceste cartonașe de carton de 4 cm pe 9. Am tăiat așa niște bucățele. Acum am să aplic prima oară din acesta. Am luat o linguriță de lăptișor de matcă și iau pe vârful ei un gram, așa, aplic exact pe centru. Și cu o altă bucată pun deasupra. S-a dat pe ambele părți. Acum, până îl pun în stup, o să-l țin așa. Mai pun încă pe două. Așa. Am să pun la familiile mai puternice câte 4 cartonașe. Într-un comentariu m-a întrebat un coleg pe unde intră albina să ia siropul din acest hrănitor. Are acest compartiment unde albinele vin și ia siropul. Da? Pe aici intră, sub. Vin și ia siropul de aici din zona asta. Și aici alimentez cu sirop. Pe aici, pe dedesubt, siropul trece în compartimentul pe unde intră albinele. Are o plăcuță care are un spațiu pe dedesubt. La o familie ca aceasta punem 4 cartonașe. Cu partea care am pus unguentul, o punem jos. Și două aici pe spate. Am să mai pun pentru această familie, că este mai mică, este un roi nou format, cu regină care a eclozat pe 12. Am să pun doar pe două cartoane. Așa. Și la ceilalți 3 am să folosesc celălalt produs, balsam.
am să scriu pe eticheta din spate. Pe acestea le-am dat cu unguent și pe astea trei cu balsam. Și o să urmărim dacă au efect. Uite cât albina a intrat aici în hrănitor. Botca o avem aici. De aici am făcut un roi și am lăsat 4 rame și i-am dat o botcă. Ea trebuie să fie clozată acum. Scuturi bine de albină. Acum, dacă tot l-am desfăcut, verific și botca dacă e clozat. Da, a eclozat perfect, a ros căpăcelul, dar nu caut regina. Hai mă, dați-vă de acolo să apropii ramele. Așa. Bun. Și la acesta am să pun una aici în față și una mai în spate, pentru că este mai mic. Acum am să folosesc din celălalt balsam. Îmi trebuiesc 8 cartonașe. Și tot la fel iau. Două. Da, miroase foarte frumos. A mentol, așa. Vrei să miroși și tu? Miroase bine. Asta se folosește când ești răcit. Mirosul? Da, foarte, foarte puternic. Bun, acum le-am pregătit pentru ăștia trei stupi. Pun capacul bine. Pun la umbră. Hai să vedem. Aici știu că e mai puternic, da? Acesta este pe 9 rame. Am să folosesc tot 4 cartonașe. Și ușor de aplicat. Acum să vedem cât de eficient este.
Vă dați seama că putem să facem tratamentul ăsta chiar și în cules, fiind cu uleiuri esențiale. Da, acesta e mai slăbuț. Am să vă rog să așteptați să nu faceți acest tratament, să vedeți rezultatul la mine și dacă are eficiență, atunci o să puteți să-l aplicați. Momentan eu vreau să-l testez pentru că am văzut la altcineva în America de Sud, cred că era. Aici aplic două. Să iau din crescăturile acestea de ceară. Și acum la ultimul. La acesta noi pun că nu am sertărelul și de aceea noi am pus. Să caut un sertar care să o să se potrivească, să-i dau și lui, dar vedem. Și aici avem botcuța. Trebuie să fie matca eclozată. Observați, au rămas doar foițele. Restul de rame le-am luat și am format roiuri. Ia să vedem. Da, și aici a eclozat, dar am strivit eu puțin. Așa se cunoaște. Strâng ramele, le apropii. Foarte mult propolis. Bun. Am pus bilețele, balsam, stupul numărul 11, stupul numărul 12, balsam. La stupul numărul 13, tot balsam. La 14, unguent. Și la 15, tot unguent. A doua zi de la aplicarea tratamentului, sunt tare curios să vedem dacă a avut eficiență. Primul stup, stupul numărul 15. Ia să vedem. Văd un acarian. Hai să scot mai mult sertarul. Sunt și două albinuțe. Da. Așa, și să apropie eu. Avem aici unul. Da. Acesta este. M-am uitat cu atenție, nu am mai văzut decât pe acesta. Ăsta am să-l iau de aici. Încă mișca. L-am luat pe de-altă. Și o să verific și mâine. Să mergem la următorul. Următorul este numărul 14. Ăsta era mai puternic, acesta era mai slăbuț. Ia să vedem. Sunt vreo 3 albinuțe. Aici nu văd niciunul. Dar cred că este prea... Ba da, avem și aici unul. Dă-mi, te rog, să apropii exact aici la colțul la daltă, se și mișcă. Uite, vezi? Se vede în filmare? Uite, am întors invers eu acum. Mișcă. Acum da, se mișcă. Se mișcă, doamne.
Și aici am verificat cu atenție doar unul singur. O să-l iau cu Delta. Deschidem pe următorul, stopul 13. Ce miros frumos vine din stup de la tratament. Da, cu balsam. Aici nu văd niciunul. Să mă uit cu atenție. Nu, aici nu este niciun acarian. Trecem la următorul. Ce văd, nici aici nu. Nici aici nu este niciunul. Ia să vedem asta ce este aici. Să-l pun mai la lumină. Ah, nu. Și următorul. Cred că în următoarele zile eficiența tratamentului o să vadă și mai bine. Să mă uit cu atenție. No, nici aici nu se vede niciuna cariere. Din ce observ, la unguent am avut doi acarieni, chiar pe o familie puternică și una mai slăbuță, pe balsam deocamdată niciunul, dar deocamdată mai așteptăm și zilele următoare și pe urmă să vedem care din ele este cel mai indicat. Astăzi 16 iunie, haideți să vedem eficiența tratamentului. Ieri a fost aici un acarian, l-am luat cu Delta, nu l-am lăsat. Văd aici unul. A început deja să roadă la cartonașele acelea. Așa. Să vedem aici. Nu. Aici mai avem încă unul, deci al doilea, ăsta mișcă, îl prinzi tu, ia să vedem. Aici, ia să vedem unde arăt. Da? Și mai este încă unul aici, da, cel de-al doilea. O să-l iau și pe ăsta. Cel de-al doilea. Aici arăs mai mult cartonașele. O să mă uit mai cu atenție că se pitesc pe aici prin rosătura aceasta. Ia să vedem. Aici, nu,
Aici nu este. A, ba da, am unul aici. Ia vino să apropii. Aici la delta mea. Aici la vârful la delta. M-am uitat mai cu atenție și am mai găsit încă 3. Mă bucur că acest tratament își face efectul, deoarece este și un tratament bio. Deja unul l-am văzut aici. La vârful adaltă. Să-l scot de tot. Am și 2 albinuțe. Atât unguentul cât și balsamul au eficiență ambele. Trebuie să pună în soare. Ah, uite aici unul. Să-l pun mai în soare, ca să se vadă bine. Scutur foaia de control. O să mai verific eu zilele acestea, dar n-am să mai filmez. Sau poate am să mai pun în altă filmare. Și următorul. I-am pus și la acesta ultimul. Ia să vedem. Aici avem unul. La acesta am băgat ieri tratamentul. Din ce am înțeles, acest tratament este eficient și la păduchele traheal, la Acarapis udii. Da, este unul aici blonduț, mișcă, uite că se învârte în cerc. Și vă dați seama că ieri am pus tratamentul aici, după o zi. Ia uitați. Am mai găsit încă unul. Mișcă. Vreau să deschid, să ne uităm și la cartoane. Să vedem cum se prezintă. În concluzie, acest tratament este eficient. Este și bio. Și cu siguranță eu o să-l dau la toți tupii. A început deja, mă uit, a început deja să roadă la aceste cartonașe. Aici se vede cum a ros pe margine. O să scot unul să vedem cum se prezintă pe partea cealaltă unde a fost. Încă se vede impregnat unguentul. Din ce am înțeles eu din filmare, are eficiență cam 3 săptămâni. Dar la o săptămână, jumătate, două, pot fi schimbate aceste cartonașe.
Și ca și costuri este foarte avantajos. 25 de lei, 22-25 de lei am dat pe un flacon din acela. Și chiar nu știu la cât stupi o să îmi ajungă unul. Dar o să fac un calcul și o să vă spun într-un alt filmuleț. Cei care doriți să aplicați acest tratament, puteți să-l faceți cu încredere. Tratamentul este bio. Ați văzut eficiența lui. Și în continuare acestui filmuleț, vă las să urmăriți recoltarea reginelor de luni, 17 iunie. Astăzi, 17 iunie, recoltez cea de-a șaptea serie de regine. Astăzi, 17 iunie, recoltez cea de-a șaptea serie de regine. Reginele se recoltează în timpul orelor de cules, când albinele culegătoare sunt plecate. Reginele sunt mai ușor de reparat. De obicei, cum am eu aceste nuclee de împerechiere cu două rame, regina este pe rama cu puiet căpăcit. Aceasta este o foiță dată de curând și cam toate sunt pe această ramă, pe această ramă cu puiet căpăcit. Reginele încep să depună ouă, începând de la 8-a zi până la 10-a zi. Aici deja este puietul căpăcit. Regina. Și când este foarte cald, mai sunt și pe peretele nucleului. De data aceasta a fost pe foiță. Este aici regina. Aceste regine se reperează foarte ușor, datorită coloritul ei. Marcarea este o tehnică relativ simplă. Se apucă întotdeauna de aripi, nu de abdomen. Se așează între degete. Degetul arătător se așează sub regina. Ea își pune piciorușele pe deget, iar cu celelalte două degete vin și o prind, nu strâns, o țin așa, ca să o pot marca ușor. Ia uita ce frumoasă am făcut-o. Punele de marker. Da. Markerul este special pentru marcat regine, că am primit foarte multe comentarii că marchez cu ojă. Da, este o ojă, dar este o ojă specială pentru marcat reginele. Se găsesc la magazinele apicole. Acesta l-am luat de la magazinul apicultorului. Găsiți pe site și îl cumpărați. 25 de lei m-a costat. După marcare, regina se introduce în cușca de transport. Tot de aripioare am prins-o. Și o las să intre în cușcă. Aici am pus șerbetul pentru hrănirea lor pe timpul transportului. Și acum se introduce 5-6 albinuțe, eu așa introduc 5-6 albinuțe. Este suficient. Da? Am închis cușca. Un lucru important pentru toți colegii care iau regine împerecheate și le introduc în roiuri, în familii, este pentru acceptare mai bună. Dacă puteți să eliberați albina însoțitoare, să rămână albinele însoțitoare, să rămână doar regina. Le eliberați sub o mască. Haideți să iau o mască să vă arăt cum să procedați. Am luat o mască simplă, da? Cușca cu regina venită de la cel care am cumpărat-o. O introduc sub mască și aici eliberez, eu o să eliberez acum albinele însoțitoare pentru voi. O să pun eu alte albinuțe și eliberez, caut să regina să-mi rămână în cușcă. Dacă iese, iese, dar caut să eliberez doar albinele. Da? Mai am o albinuță, așa, și acum închid cușca.
Vedeți, e simplu. A rămas doar regina și albinele le eliberez din mască. Acceptarea este mult mai bună doar cu regina în cușcă. După două zile, eu rup căpăcelul mic. Aceste cuși sunt prevăzute cu două compartimente, un compartiment mic cu gratie Hahnemann, pe unde regina nu poate să iasă. Rup compartimentul mic pentru a consuma albinele, tot ce este în compartimentul mic, să ia legătura cu regina. O să vedeți că după o zi, după ce ați rupt căpăcelul, albinele sunt intrate la regină. Nu îi face absolut nimic. După alte două zile de când ați rupt căpăcelul mic, îl rupeți și pe cel mare și o introduceți înapoi în roiul format sau în familie și o lăsați să o elibereze treptat ele, să nu o elibereze din... Să nu o eliberăm noi. Este cel mai bine să o elibereze albinuțele, nu noi. Acum o să introduc altă albină însoțitoare pentru această regină. Am să-i pun altă albină însoțitoare. Două. Cinci, șase regine. Șase albine. Introduc înapoi rama și acum o să-i pun mut magnetul la poziția că nu are matcă. Și aici las și capacul întors invers, așa, și viu și pun o botcă doar în acest compartiment, pentru că acest compartiment are o altă botcă dintr-o altă serie. În ce privește acceptarea, introducerea unei noi regine într-o colonie, înseamnă să convingă o populație să accepte o regină cu miros diferit. Pentru a înțelege fenomenul de acceptare sau de respingere a unei regine, trebuie știut că într-un stup totul este coordonat prin semnale chimice. Avem aici regina. Uite ce frumoasă este. Drăguța. Și o prinde aripioare, da? Așez rama să iau albinuțele. Aceste semnale chimice sunt feromonii produși de albine și de regine. Regina emite feromon de mai multe tipuri. Hai, tati, hai, ușor, ușor, gata. Feromonii mandibulari, feromonii glandelor tarsale, situate la vârful picioarelor, și feromonii glandelor tegite, aflate pe spatele abdomenului. Datorită acestor feromoni, regina inhibă dezvoltarea ovarelor la albinele lucrătoare. Da, și aici deja văd pontă. Acesta este puiet căpăcit de la... Am mai renunțat, de aceea sunt aceste găuri. În momentul când eu am luat regina, a renunțat la mult puiet. Pe partea aceasta a început deja și puietul larvar. Da, regina este aici, la degetul meu. O prind și cu stânga și cu dreapta, nu contează, cum îmi vine mai bine. Și o așez la fel.
Cred că se vede mai bine de acolo. Am învârt așa, ca să ia vopsea peste tot și să vopsească rotund. Se usucă foarte repede. Suflu doar de 2-3 ori. Da. Nu. Rare ori se întâmpla cu celelalte marcăre. S-a mai întâmplat să mai scape vopsea așa mai multă, dar la acesta n-are cum să scape multe vopsea, că el pe vârful acesta ia vopsea exact cât intră, este o, vedeți? Ia foarte puțină vopsea, nu poate să vină foarte multă vopsea. Gata. Mușica. Cu atenție să nu strivesc albine. Am venit la starter, starterul finisor, metoda Piana, să iau bocile. Uitați cum stau, au loc pe aici, pe sub folie. Aici am avut sirop, au păpat și mai au încă din turta proteică, pentru că aici am două serii de boci. Aceasta este seria pe care trebuie să o recoltez acum, de boci. Transvazarea a fost pe 7, astăzi 17, introduc bocile în nuclei. Uite cum au consumat aici. Pentru a hrăni bine bocile, trebuie asigurată și hrana proteică și energetică. Aceste două sunt ramele cu boci. Aceasta trebuie să o scot. Aici avem botcuțele. La partea de sus a renunțat la 1, 2, 3, 4, 5. La partea de jos a renunțat la 1, 2, 3. 3 din 14. Sunt suficiente. Acum perii cu atenție, albinuțele. Nu forțez, le dau așa ușor. Și mai avem și la partea de jos.
La această metodă de creștere nu trebuie izolată rama cu gratie Hahnemann, pentru că regina este în compartimentul celălalt, în compartimentul mare, iar aici se face creșterea bocilor. Peretele despărțitor are o gratie Hahnemann, prin care regina nu poate să ajungă în compartimentul de creștere. Și acum am să iau bocile, să le bag în cutia de transport. Aici am un burețel găurit. Le introduc aici cu atenție. Este foarte bună și în perioada mai rece această cutiuță. Le pun capacul și se păstrează să nu se răcească bocile. Mai sunt și borcuțe care au mai crescut pe ele. Le fac așa. Le iau cu degetul. Nu le tai cu un cutter sau ceva. Acum închid starterul. Dau puțin albinețele ca să pot să le pun turta. Să apropie ramele. Așa, fără să strivesc albinuțe. Am un decupaj aici la folie și pun găletușa exact aici. Și acum încep să introduc bocile de unde am scos reginele. Caut locul unde botca să stea lejer, nu stea forțată. Hai mă! Bun. Și așa continui până le pun la toți care le-am luat reginele astăzi, la toți cei care au capacele întoarse invers.
Am adus fetele acasă, am etichetat cuștile. Acestea sunt facturile. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. Sănătate și toate cele bune!